Municipalitatea Ieșeană a propus alocarea sumei de 10 milioane de lei pentru bugetul anului 2021. Primarul Mihai Chirica spune că alocarea acestei sume este pentru a susține un program de bugetare participativă. Conform edilului, acest buget va răspunde nevoilor imediate ale cetățenilor. Ne-am propus ca pentru bugetul anului 2021 să alocăm o sumă de 10 milioane de lei pentru susținerea unui program de bugetare participativă. Acest buget, să spunem, vine în a contura dintre nevoile cetățenilor municipiului Iași, care pot fi rezolvate pe cât se poate imediat. Nu vorbim neapărat despre proiecte majore. Proiectele majore vor face parte din alte linii de finanțare la propunerea cetățenilor municipiului Iași, dar ne referim la proiecte de cartier. Ca de exemplu, o chestiune legată de mobilierul urban sau de securitate, siguranță prin instalarea unei camere de supraveghere sau un acces, să spunem, condiționat într-o anumită zonă, chestiuni legate de un iluminat public mai eficient în anumite zone,